Cătălin a ieșit la o tură cu Honda sa, de care e foarte mândru și despre care spune că are un motor cum n-ai să mai vezi. Și polițiștilor le-a atras atenția, dar nu datorită culorii electrizante, ci fiindcă au ochit anumite probleme. Ghinion. Cătălin a rămas fără talon. Ai grijă și tu să nu ieși la o plimbare cu motocicleta și să te întorci pe jos, cum a pățit Robert. Ia acceleratul! Dacă te-ai gândit astăzi să ieși la o plimbare, trebuie să ai grijă ca autoturismul tău să nu prezinte deficiențe tehnice, pentru că polițiștii de la Brigada Rutieră stau astăzi cu ochii pe tine și s-ar putea să strige ziua cu o sancțiune. Astăzi vom verifica cu preponderență autoturisme și motociclete care prezintă modificări la sistemul de evacuare, la tobe, și care produc zgomot excesiv în mers. Să-mi dai și mie poziții, fază scurtă, fază lungă, semnal stâng, semnal drept. Cât ai investit în mașină? Da, la 3-4 de ori. Nu se mai fac motoare astea? Nu. Mi-a constatat anumite... Am pozițiile pe LED, cauciucurile un pic mai late pe spate. A zis că o să-mi ia talon. Pentru asta să-ți ia talon? Asta e legea. Luați legătura cu cineva ca să vine să o ridice, dar aici de noastră nu mai aveți voie. Am înțeles. Ce faceți acum? Aveți pe cine schimbați? Da, găsesc. Sunt o grămadă de prieteni avem. Au fost întocmite mai multe procese verbale. Sancțiunea care se aplică este cuprinsă între 6, respectiv 8 puncte de amendă. Să spunem așa, 870 de lei este amenda minimă, iar ca măsură tehnico-administrativă se dispune reținerea certificatului de înmatriculare. Nu îmi place, dar dacă trebuie să facă treaba asta...